În Vietnam încă se păstrează tradiția de a merge acasă la părinții viitoarei neveste pentru a o cere de soție de la ei, lucru pe care l-am făcut și eu. Am mers acasă la părinții ei și în mod oficial și ceremonios le-am cerut încuvințarea și binecuvântarea. Și am primit-o, bineînțeles. Ceea ce vedeți acum este o mică, mică parte din întâlnirea care a avut loc cu această ocazie. Și vreau să vă atenționez că nu a fost o întâlnire normală, deoarece, în mod normal, ar fi trebuit ca și eu să am de partea mea familia, adică cel puțin părinții și măcar 1-2 unchi. Dar eu nu mai am părinți, unchii mei, bineînțeles că sunt departe și nu aveau cum să vină, așa că și această situație și etapă importantă din viața mea a trebuit să o rezolv de unul singur, ceea ce am și făcut într-un final, pentru că m-am descurcat și am obținut mâna miresei. Ca să zic așa, ce părere aveți despre această tradiție? În România se mai practică? Voi ați cerut mâna viitoarei soții de la părinții ei? Lăsați în comentarii! Pam, pam!